Am observat un lucru foarte enervant la magazin, la uleiuri, la ceea ce ne cer clienții. Adică vreau să fac o clarificare. Acest episod este o clarificare. Avem clienți care ne sună. Domne, vreau ulei, dar vreau să fie 2024 produs în mai. Băi, sunteți nebuni? Sunt vreo 3 uleiuri Ravenol pe care le rulăm, adică epuizăm stocurile la maxim 2 luni. Deci luăm o tonă de ulei, cum e VMP-ul, Ravenol VMP, cel mai vândut, cel mai bun, cel mai top ulei din gamă. Avem ulei care a fost produs în martie, aprilie 2024. Și ne sună clienți care vor să fie produs luna asta. Bă, nene, de unde le scoateți? Uleiul are termen dat de fabrică 5 ani. Ravenol, pentru că merge pe standardul celor de la rar, are 4 ani, așa de rarul. Eu vă spun de la fabrică că el este cu 5. Liqui Moly, nu știu cum, nu știu partea de legislație, cum funcționează ei, dar uleiul lor e valabil 5 ani de la data înscrisă pe ambalaj. Deci un ulei standard comercial are termen 5 ani. Eu acum vă spun, în ghilimele, off the record, că el poate să țină și mai mult, dacă este stocat în condiții optime și este sigilat, evident. Dacă nu e sigilat, într-adevăr, l-ai desfăcut, l-ai ținut afară, el în câteva luni, maxim un an, își pierde din proprietăți pentru că are contact cu aerul și au luat niște reacții chimice, oxidează, etc. Dar ținut sigilat la umbră pe un raft, eu cred că poți să ții și 7 ani. Legal n-ai voie. Eu vă spun în mare. Desigur, el se mai poate decanta, deci ce în ulei se mai poate lăsa pe fund, da? El mai trebuie agitat, răsturnat un pic, să se omogenizeze din nou. Dar el în continuare este în ulei ok. Bun, să uităm asta. Deci termenul dat de fabrică este de 5 ani. Termenul dat de rar este de 4 ani. Uleiurile noastre de pe raft, la magazinul nostru, sunt toate cam după 2022. Mai sunt câteva excepții, uleiuri foarte rare, atipice, 2021. Am avut unul 2020, februarie, ceva de genul, martie, și având 4 ani de la data fabricației, a trebuit să scăpăm de el. E vorba de DXG, un ulei enervant, atipic, care merge la puține mașini. Noi am luat ultimul stoc, l-am lichidat, l-am terminat, deci nu vreau să vă bag pe niciun ulei. Este vândut, am terminat, am scăpat de el. Eu acum vă fac rezumată, vă povestesc. Am luat, cred că, jumătate de palet, acum 4 ani, practic, la un preț bun și vindeam 3, 4, 5 milioane pe an. Pe an. Și noi aveam vreo 4, 50 de bucăți aveam pe stoc. Și noi, în 3-4 luni, legal, trebuia să aruncăm, da? Și am făcut pe el lichidare. Lichidare. La prețul de l-am cumpărat noi, acum 4 ani. Prețul de lichidam noi de acum 4 ani, să scăpăm de el, era sub prețul actual de achiziție, cu mult, de la importator dacă cumperi volum. Și, din nou, uleiul era în termen. Era ok. Era ținut în condiții ok. Și s-au trezit vreo doi. Domne, cum adică să faci lichidare la ulei că e vechi? De ce nu faci lichidare la uleiul care e nou? Da, tu când mergi la H&M, la Bigotti, la orice magazin de haine, când se bagă în lichidare? 1. Când vor să scape de ce nu s-a vândut, ca să facă loc următoarei colecții, sau e colecția de toamnă, vine aia de iarnă, după aia vine aia de primăvară, după aia vine aia de vară. Se încheie sezonul de iarnă, începe ăla de vară. Automat bage lichidări să scap de stocul de iarnă, ca să ai capital, să te pregătești să iei stocul nou de vară, ca să-l vinzi la preț întreg, pentru că abia a început sezonul de vară. Sezonul de vară îl lichidezi când se apropie finalul lui, când aproape începe sezonul de iarnă. Nu bagi lichidare la sezonul de vară, la 1 iunie, bagi la 1 septembrie. Nu? Așa și aici. Eu nu pot să bag lichidare la un ulei care se vinde bine și l-am stoc fresh, că n-am de ce să fac asta. Plus de asta nu duce fabrica cât se comandă Ravenol VMP, de exemplu. Iar noi, pentru că îl vindem foarte bine și local și offline, este produs, ce să zic, e stoc nou din 3 în 3 luni. Deci am dat comandă, avem pe stoc,
aproape 2 tone, 2000 de litri de VMP, produs în anul ăsta, nu știu, în martie, aprilie, parcă am văzut că e aprilie. Aprilie 2024. Și ne-a sunat ieri un client că el vrea să fie produs în mai 2024. Cum adică produs în asta? Adică, stai puțin că e ulei, nu e fresh de portocale. Mai sunt lichidări iară la anvelope, la furnizorii noștri. Noi nu vindem anvelope că greu cu stocatul, sunt mari, sunt grele, miros urât, nu mersi. Nu suntem competitivi pentru că nu luăm volum, deci noi nu vindem anvelope. Pot să-mi iau pentru mine, dar nu vând, că n-are sens, mă complic. Și în program sunt lichidări. La ce sunt lichidări? La alea care au număr impar, adică mai au 3 bucăți pe stoc și vor să scape de ele. Tu, în mod normal, poți să pui doar 2. A treia aia nu poți să o folosești pentru că rarul te obligă să ai 2 anvelope de același tip pe o axă. Deci tu pe o axă trebuie să ai anvelopele la fel. Adică poți să ai 2 pe față, 2 pe spate de un tip. Poți să ai 2 tipuri. Nu poți să ai 4 tipuri de anvelope diferite. Și atunci ăstea care sunt număr impar a avut unul nevoie de o anvelopă. Cum am avut eu la Toyota, am avut accident în spate și mi s-a deteriorat o anvelopă. La casco s-a comandat o anvelopă. Și atunci furnizorii, dacă rămân cu număr impar de anvelope, fac lichidare. Sau nu le-au vândut. Au dot de 2 ani vechime. Deci au fost produse acum, suntem în 2024. Dacă ții anvelope noi 2022, din același principiu, vor să le dea să scape de ele, pentru că se învechiesc și nu le mai vând, să le arunce. Și fac lichidare. Lichidarile se fac la lucrurile care se vând slab sau nu se vând, sau vrei să le vinzi la un preț bun, ca să nu fii forțat să le arunci. Așa că ne-a certat un nene că de ce nu facem lichidare la stocul nou. Și ne-a mai sunat un nene să ne spună că el vrea ulei să fie produs acum 2 săptămâni. El nu vrea ulei vechi. Dar nu e vechi. E în termen. A, dacă e un ulei care a fost ținut în soare, a înghețat, eu știu. Probabil că va fi afectat. Dar la noi uleiurile stau într-un spațiu comercial la răcoare. Deci mai mult de 22 de grade, 23 nu sunt vara. Și nici iarna. Deci nici nu îngheață, nici nu fierb, nu se întâmplă nimic cu ele. Deci mă deranjează cumva aceste concepții ale oamenilor că, domne, eu vreau să fie nu știu cum. Mi-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă. Când sunt lichidări, înseamnă că vrem să pregătim terenul pentru un lot nou de marfă sau urmează să expire sau nu s-au vândut foarte bine și vrem să mai tăiem din preț. Iar ceea ce vindem bine, nu dăm la lichidare. E vorba de cerere ofertă. Adică eu doar, cum să zic, doar vreau să vă explic aceste lucruri. Ele se întâmplă în piață, nu doar la mine, se întâmplă la toată lumea care comercializează astfel de produse. Așa că, dragilor, 4 ani uleiul, 4 ani rar, 5 ani fabrică, 5 ani aditivi, piese, filtre nelimitat, antigeluri 5 ani și, mă rog, multe alte detalii sunt pe ambalaje, dar în general sunt 5 ani. Deci dacă e în termen, nu e nicio problemă din punctul meu de vedere. Sigur, de ce nu să ai un ulei produs săptămâna trecută versus unul de acum 4 ani? Dacă se poate, ok. Dar dacă nu există, ăsta nu e un motiv să zici, bă, nu mai cumpăr. Pentru că sunt anumite uleiuri de tip vechi care ușor, ușor nu se vor mai produce. Iar dacă tu ai o mașină de tip mai vechi, nu o să-ți facă ție nimeni la comandă ulei 2025. N-ați vrea ulei 2025 să-l folosim în 2024? Stau să mă gândesc. Adică, cum să zic, vreau doar să vă explic aceste lucruri pentru că sunt concepții în piața iurea care sunt cam nefondate. Sincer, dacă mergeți cu mașina la reprezentanță să vă faceți revizia anual, ai mașină nouă și te duci la reprezentanță să schimbe uleiul, tu crezi că l-ați bagă ulei fabricat acum 2 zile? De multe ori nici nu întrebi ce ulei îți bagă. Bă, e în termen? Da. Aveți ulei? Da. Corespunde? Da. Dă la bagă. Nu bagă nimeni ulei cel mai fresh, ca așa avea clientul. Se bagă ce e în termen și corespunde. Asta este morala. Aștept părerile voastre în comentarii. Vă așteptăm pe 99vehicles.ro. Avem uleiuri și noi și vechi și toți anii posibil în termen.
Ne vedem în următoarele episoade.